Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o alarmă cu senzor care comunică prin Bluetooth. Această alarmă am cumpărat-o din China, după AliExpress. Prețul a fost de 80 de lei și, după cum puteți vedea, aceasta este alarma care se pune în casa unde vreți voi, și acesta este senzorul de mișcare, și atunci când detectează mișcare, începe să sune această alarmă. Și haideți să vedem ce avem în cutie. Avem un suport, avem niște șuruburi, mai avem un suport. Și aici avem soneria. Aici avem un buton de volum, să schimbăm melodia. Și aici mi se pare că este ceva de setat distanța. Și aici avem senzorul de mișcare. Trebuie să iasă de aici. Da. Acesta este senzorul de mișcare. Și aici avem 3 baterii de 1,5 V. O să pun baterii, după care o să-i facem o probă. Deci, aceasta este alarma. Se bagă în priză. Văd că are priză din aia de China sau de ce e. Dar am adaptor pentru ea. Deci se bagă în priză, iar senzorul putem să-l punem la o distanță de 60 de metri. Deci la o distanță până la 60 de metri, unde vreți voi, ori la ușă, ori la geam, ori unde vreți voi. Și atunci când senzorul detectează mișcare, dă-i cineva la ușă sau încearcă să intre prin efracție, această alarmă începe să facă lumină și să sune. Haideți să facem și o probă, să vedem dacă funcționează. Gata, oameni buni, am conectat soneria la un cablu de telefon. L-am găsit adaptorul să-l bag în priză. Am conectat senzorul. Am pus baterii. Și am pus undeva aici. Vedeți? Și deja m-a detectat când am trecut pe lângă el. Acum nu mai ne detectează. Și am să trec cu mâna. Nu, mai bine am să trec prin fața lui să vedem dacă comunică cu soneria. Este undeva după colț, după perete. Vedeți? M-a detectat. Acum mai trec o dată. Deci m-a detectat. Deci de funcționa, funcționează. Am să trec și cu mâna prin fața lui. Și dacă auziți, soneria deja a preluat semnalul. Oameni buni, cam asta a fost. Cam așa funcționează această alarmă prin Wi-Fi. Prețul 80 de lei, puteți să o folosiți și ca sonerie dacă vine cineva la ușă, și ca, eu știu, dacă vrei să prindeți pe cineva care vine cu intenții de a fura, puteți să-l prindeți cu această sonerie foarte, foarte ușor. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee. Și ne auzim la următorul tutorial.